Suntem după sărbătorile de Crăciun, când toată lumea a sărbătorit nașterea Domnului și ne-am întâlnit cu domnul deputat Dan Zanfir, care iată că a și vizitat iarăși Țara Făgărașului. Domnule deputat, bună ziua! Să rămână, bună ziua, și aș vrea să fac o completare. Suntem a treia zi de Crăciun, nu? Este și Sfântul Ștefan și țin să urez tuturor Ștefanilor, Ștefanelor, la mulți ani. Tot la mulți ani vreau să le doresc din suflet și locuitorilor Țării Făgărașului. În a treia zi de Crăciun au fost niște sărbători pentru mine, cel puțin, încărcate de mare emoție și bucurie și satisfacție, pentru că, vedeți, odată cu pasul ăsta pe care l-am făcut în viață, am dobândit pe umeri în acest moment și o mare răspundere. Eu știu că mare parte a votului populației pe 9 decembrie a fost împotriva PDL-ului. Sunt conștient de lucrul ăsta. Pe de altă parte, eu fiind unul care nu sunt de-al locului, în momentul ăsta pe umerii mei apasă o mare răspundere și o dublă responsabilitate. Am obligația să nu-i dezamăgesc pe oameni, pentru că și-au pus încrederea în mine, și vreau să vă asigur că nu o voi face. Iată că ați avut zile încărcate înaintea sărbătorilor de Crăciun, ați asistat, putem spune, la momente istorice. Întâi a fost învestirea Parlamentului cu președinții Camerelor, Senatului și Camerei Deputaților și, urmă, ați asistat și la constituirea Guvernului. Mai întâi vreau să vă întreb despre prima impresie pe care v-a lăsat-o Parlamentul, implicit colegii dumneavoastră. Uitați, din prima zi, să știți că pe lângă glumițele acelea, știți, că nu avem loc prin scaune, aici aș vrea să, pe scaune, aș vrea să lămuresc, pentru că, vedeți, dacă lucrurile la un moment dat nu sunt lămurite, rămâne așa în percepția publică un lucru greșit. Să știți că chiar dacă suntem mai mulți parlamentari, suntem 588, nu mai intru în detalii acum cu legea, care știți bine că e o lege nedreaptă, care în opinia mea și nu numai a mea trebuie schimbată. Să știți că bugetul pentru funcționarea Parlamentului României rămâne același. Deci aș vrea să-i asigur pe cetățeni că chiar dacă suntem mai mulți parlamentari, nu se vor aloca mai mulți bani pentru funcționarea Parlamentului. La fel se întâmplă și cu funcționarea Guvernului. Primul ministru a anunțat, chiar dacă s-au constituit ministere în plus, asta nu înseamnă că se vor aloca bani în plus de la buget pentru funcționarea acestor ministere. Deci asta ca să lămurim lucrul ăsta, e foarte important, pentru că ar fi fost total nepotrivit ca într-o perioadă totuși de criză să guvernul și parlamentul să cheltuiască mai mulți bani, atât timp cât noi în campanie i-am acuzat pe cei de la PDL că au risipit foarte mult banul public. Ei bine, revin la întrebarea dumneavoastră și vreau să vă spun că primele discuții pe care le-am avut cu colegii în Parlament au fost legate de marea răspundere pe care o avem și de marile așteptări pe care le au oamenii de la noi. Am tras cu toții concluzia foarte clar că nu avem voie să-i dezamăgim pe oameni. Oamenii au atât de mari așteptări după 9 decembrie, gândiți-vă că au adunat foarte multă frustrare. Oamenii au votat foarte mult, masiv, de fapt, au votat împotriva PDL și al Băsescu. Eu v-am spus, sunt conștient că foarte mult a contat în această campanie votul anti-Băsescu și după aceea eventual persoana mea. Dar în primul rând a fost un vot masiv anti-PDL și anti-Băsescu. Oamenii au sancționat vechea guvernare. Ei bine, spuneam că noi nu avem voie să greșim, pentru că oamenii ne vor spulbera. Sunt mari așteptări, s-au făcut promisiuni serioase și nu putem să nu ne ținem de cuvânt. Cum i-a simțit pe cei din opoziție, așa la o primă vedere? Să știți că mi-au făcut o proastă impresie. Vă spun sincer, nu știu de ce sunt unii care continuă să privească lucrurile cu aroganță inimaginabilă. A fost un domn Popoviciu, mi-l aduc aminte, Ioan Oltean, sunt niște oameni care
cu care am vorbit și am realizat că oamenii ăștia sunt, trăiesc pe altă planetă, sunt de o aroganță de neimaginat. Și vorbeam cu colegii mei că ăsta este lucru de care trebuie să ne ferim. E ca aia, Dumnezeu, să nu ia Dumnezeu mințile. Adică nu poți, ăștia ajunseseră la un moment dat să creadă că își permit orice și că orice le este de acceptat. E bine, au ajuns unde au ajuns tocmai din cauza aroganței pe care au afișat-o în toate aceste guvernări. O noutate a apărut și din punctul de vedere al UDMR. Cum s-au prezentat acei oameni de la UDMR? Să știți că la UDMR, doamna Panade, noi am discutat și în cealaltă emisiune legat de prezența UDMR la guvernare. Să știți că reacția populației, în primul rând, a fost una izvorâtă dintr-o frustrare foarte mare de la referendum, când, cum bine știți, din cauza comportamentului minorității maghiare, continuă să rămână Băsescu la putere. Oamenii au fost foarte frustrați atunci, nu? 7,4 milioane au vrut să plece Băsescu. Ei bine, UDMR-ul până în ultima clipă a fost alături de PDL și de Băsescu. Și acum oamenii spuneau, bine, bine, păi cam tot ce s-a întâmplat rău în guvernarea aceea s-a întâmplat și datorită UDMR-ului. UDMR-ul a fost parte activă la guvernare și vă aduc aminte doar că atunci când se închideau spitalele în România, au închis 70 de spitale, doamna Palade, ministrul sănătății era de la UDMR, Cheche Otilo. E bine, oamenii, nu pot uita asta. Adică nu poți, la o săptămână după ce ai pierdut, ai trecut în barca puterii și lumea uită. E bine, lumea nu uită și au reacționat ca atare. De la declarațiile domnului Crin Antonescu s-au întâmplat multe până la punerea în practică. Asta vreau să-mi povestiți. Da, eu acum mă pune să dau din casă. Da, 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 da. V-am spus, cred, și emisiunea trecută că eu, în momentul când am auzit cu intrarea UDMR la guvernare, primind numeroase telefoane din Făgăraș, să știți că m-am dus la situl central partidului să văd pe cine găsesc acolo, să le spun ce reacție am din teritoriu. Slavă Domnului și sunt foarte bucuros și mândru de lucrul ăsta, că poziția Partidului Național Liberal a fost una tranșantă din punctul ăsta de vedere. Nu UDMR la guvernare și a fost așa nu pentru că Partidul Național Liberal are ceva cu UDMR, cu etnia maghiară. Vă aduc aminte că în anul în guvernarea Tăriceanu noi am guvernat cu UDMR. UDMR a fost aliatul Partidului Național Liberal la guvernare. Dar aici e vorba despre ce spuneam mai înainte. Nu poți 4 ani de zile să girezi guvernele Boc-Ungureanu și imediat după, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ai trecut în barca cealaltă. Oamenii nu pot înghiți lucrurile astea și sunt foarte, vă spuneam, bucuros și mândru că președintele partidului meu a avut această poziție tranșantă. Și iată că au rămas în opoziție, am văzut declarațiile de presă ale domnului Kelemen Hunor, se vedea cu ochiul liber că se simte extrem de rănit, a rămas alături de formația pe care au ales-o inițial, nu-i așa? Sigur, acum rănit, de ce să fii, doamna Palade, ți-ai ales drumul, ai vrut, dacă vă aduceți aminte, cu un an, doi chiar înainte de alegerile, de căderea guvernului Boc, USL a făcut o invitație foarte clară și directă UDMR-ului să se alăture, să creăm o majoritate ca să scăpăm țara de guvernul Boc. Da? Și spuneam noi atunci cei de la USL, domne, fiecare zi cu guvernul Boc la conducerea țării este pierdere pentru România, ne trage în jos. Ei bine, UDMR-iștii au ales să rămână lângă Boc. Acum să fie supărați. Da, le trece, domnule. Vorbeați de majoritate, USL-ul nu mai are nevoie de așa ceva în Parlament, formează o majoritate. Să trecem acum la președinții celor două camere, așa cum spuneam. Valeriu Zgone a rămas în continuare președintele Camerei Deputaților, Crin Antonescu a rămas în continuare președintele Senatului. Haideți să vorbim și despre comisii. Ca și deputat, cu siguranță veți activa în niște comisii. Spuneți-ne mai multe. Da, mi-am ales comisia pe care mi-am dorit-o și acolo unde cred eu că pot să fac treabă. Este vorba de comisia, se cheamă Comisia pentru Industrie, Servicii și Turism. Este o comisie care, printre altele,
verifică și activitatea Ministerului Transporturilor. Cum bine știți, eu în campania electorală am avut două puncte tari pe care am marșat, și anume centura ocolitoare orașului Făgăraș, de care vreau să mă țin și vreau să știți că este primul meu obiectiv pe care vreau să mi-l ating. E vorba de refacerea, reabilitarea DN1, drumului național 1 care tranzitează orașul Făgăraș. Cum știți și cum făgărășenii deja cred că sunt sătui, drumul arată jalnic. Ăsta va trebui refăcut și, bineînțeles, o mare dorință a făgărășenilor a fost aceea de a scoate traficul greu din oraș, pentru că e într-adevăr o mare problemă. Ei bine, primele mele, chiar primul meu obiectiv este ăsta, să mă asigur că va fi bugetată centura ocolitale a orașului Făgăraș, ca la anul sper să începem lucrările de ocolitoare. Chiar dacă suntem într-o zi de sărbătoare, asta e inevitabil, discuțiile despre politică și despre tot ceea ce ne înconjoară, care sunt mână în mână cu economia. Am pomenit de Comisia pentru Transporturi, veți colabora cu actualul ministru al transporturilor, Relu Fenechiu, o persoană controversată, cu ghilimele de rigoare, dacă pot numi așa. În fiecare partid, cum spunea și dumneavoastră, cum spun și ceilalți politicieni, există și lucruri bune, și fapte bune, și lucruri mai puțin bune. Așa cum spuneam, ieșanul Relu Fenechiu este o persoană controversată, tocmai a fost acuzat în niște dosare de fraudă pe partea de infrastructură. Să sperăm că rămâne în continuare sau că veți găsi în continuare un aliat la Ministerul Transporturilor. Doamna Palade, sigur, Relu Fenechiu, înțeleg, a fost trimis în judecată de către DNA. Acum, la cum a lucrat DNA în această perioadă? Cred că eu am rezervele mele. La comandă politică? Da, DNA a lucrat la comandă politică. Nu cred că trebuie să ne ferim. Păi, pe fapte, doamna Palade, s-au văzut de-a lungul acestei perioade cum foarte mulți adversari politici ai președintelui Băsescu și ai PDL-ului au fost, până la urmă, terfeliți mai mult de DNA decât să se facă practic o investigație serioasă. Dar până la urmă, în zona marilor corupții, a marilor fraude, ați văzut, se întâmplă ceva în zona domnului Videan, în zona domnului Udrea. Domnul Fenechiu, sincer, nici nu știu despre ce e vorba în vreun dosar de-al lui, dar haideți totuși să lăsăm justiția să se pronunțe. Dacă domnul Fenechiu este vinovat, trebuie să plătească. Până una alta, domnul Fenechiu este un polițian cu experiență. Eu am participat la audierea dânsului în comisia de care vă vorbeam. Are niște proiecte foarte îndrăznețe. Infrastructura este una din prioritățile României, pentru că știți bine, nu putem crea nici locuri de muncă, nici turism, ceea ce ne propunem aici în țara Făgărașului, fără o infrastructură. Suferim de lucrul ăsta. România nu are autostrăzi, România nu are transport pe cale ferată performant. E bine, ca să putem să mișcăm activitatea economică, o prioritate este aceea a investițiilor în infrastructură. Haideți să trecem puțin în revistă și numele care au apărut în fotoliile guvernului la Palatul Victoria, nume vechi și nume noi. Un lucru care cu siguranță a frapat lumea este numirea unui alt ministru la cârma Ministerului Învățământului, în vedere că doamna Ecaterina Andronescu era renumită pentru măsurile dânsei. Ce părere aveți de actualul ministru, care de fapt a fost și consilierul dânsei, au lucrat împreună? Da, vă referiți la ministrul Pricopie sau la ministrul delegat Costoiu? Bun, despre ministrul Pricopie știu că este rectorul, nu știam despre dânsul, nefiind în viața politică. M-am uitat pe CV-ul lui, este rectorul SNSPA-ului din București. Are într-adevăr un curriculum impresionant și n-am motive să cred că nu este un om de toată isprava. V-am întrebat pentru că educația este un segment important. Iată un liberal de-al dumneavoastră la cârma Ministerului Sănătății. A revenit domnul Eugen Nicolescu? Da, a revenit Eugen Nicolescu. Să știți că
multă lume l-a regretat pe Eugen Nicolaescu după ce n-a mai fost ministrul sănătății, pentru că Eugen Nicolaescu, sigur, nu este de profesie doctor, dar este un om foarte riguros. Să știți că Eugen Nicolaescu a introdus oarecare rigoare în sistemul de sănătate și cred că e mare nevoie de lucrul ăsta. O figură cunoscută de la Antena 3, domnul Barbu, care era nelipsit, invitat permanent al emisiunilor de analiză politică, iată, a ajuns la cârma Ministerului Culturii. Da, doamna, și o să vă fac o surpriză. În cât de curând am vorbit cu dânsul, ne leagă o prietenie veche de peste 10 ani și chiar am vorbit cu Daniel Barbu la investire, l-am invitat, își dorește foarte mult să vină în Făgărași, vrea să vină, să vadă cetatea, știe, de fapt, o cunoaște foarte bine cum stau lucrurile în Țara Făgărașului și vrea să se implice serios aici în Țara Făgărașului. Ca tare, îl veți avea cât de curând aici în Făgăraș pe ministrul Culturii Daniel Barbu. Și iată că din zona aceasta, din area județului, a mai plecat încă un ministru, e vorba de domnul Constantin Niță. Da, domnul Niță, am vorbit, este un ministru care la fel a fost audiat în comisia noastră, pentru că este Comisia de Industrie și Servicii, însă este ministru delegat pentru energie. Din programul de guvernare am constatat că pe zona energiei sunt niște proiecte foarte importante pentru România, iar domnul Niță este un om totuși cu experiență și cred că va face treabă bună. Și cu asta încheiem, s-au făcut schimbări în ceea ce privește Ministerul Administrației și Internelor. Ministerul Apărării Naționale arată două segmente importante, strategice pentru țară. Da, vă referiți că s-au schimbat miniștrii. Bun, asta este... Gabriel Oprea rămâne, sigur. Gabriel Oprea a avut rolul lui, un EPR-ul, pentru că aici, cum bine știți, nu oamenii l-au îmbrățișat cu mare căldură pe domnul Oprea, dar, în politică, lucrurile se tranșează în alt fel. Grație domnului Oprea și al UNEPR-ului am reușit să dobărâm guvernul Boc. E bine, și asta are un preț, adică ne-am aliat cu Gabriel Oprea ca să scăpăm de guvernul Ungureanu, ceea ce până la urmă pentru România a fost un câștig. Și românii au văzut atunci când toți miniștrii după depunerea jurământului s-au îndreptat către președintele Traian Băsescu, s-a văzut, ori a făcut parte din protocol, nici dânșii n-au întins mâna, nici președintele nu a întins mâna. Domnule Dan Zamfir, așa cum spuneam, după învestirea miniștrilor a avut loc ședința guvernului, premierul Victor Ponta a transmis tuturor să se gândească foarte serios la buget. Care sunt primele reacții? Ce credeți? Ce ați auzit în cercurile politice de acolo? Eu am văzut acum recent aceste declarații. Sigur, e Victor Ponta, l-am văzut foarte hotărât să promovăm rapid bugetul. Se pare că la începutul lunii ianuarie chiar va intra în comisii. Cum spuneam, doamna Paladin, putem să înșelăm așteptările oamenilor. Deci, guvernul ăsta e foarte hotărât să se pună pe treabă, pentru că nu are altă soluție. Din programul de guvernare am constatat niște priorități zero, care înseamnă agricultura, care înseamnă infrastructura, lucruri care, fără de care nu putem să mișcăm lucrurile. Deci aici cred că vom vedea cum se va așeza bugetul, dar din programul de guvernare am constatat că astea cam ar fi zonele în care se dorește să se aloce bani semnificativi. Spomenind de agricultură, Daniel Constantin a rămas la agricultură, a mai apărut încă un minister al reprezentant al conservatorilor pentru un minister al IMM-urilor, o cunoașteți pe doamna Grapini, ce părere aveți? Da, este alt ministru cu care am discutat despre Țara Făgărașului și am invitat-o aici, mi-a spus că vine cu tot dragul, o aștept să se așeze la minister și o aducem și pe doamna Grapini aici în Țara Făgărașului ca să începem să mișcăm lucrurile. În ceea ce privește Daniel Constantin, eu mă bucur personal că a rămas la Ministerul Agriculturii. Este un tânăr cu care a lucrat în trecut în Ministerul Agriculturii, cunoaște bine problemele și eu cred sincer că avem nevoie de un tânăr care să aibă o viziune europeană despre agricultură. L-am avut pe domnul Tabără, care era, sigur,
un om cum se cade, dar cu viziune limitată. Daniel Constantin are o viziune strategică de viitor pentru Ministerul Agriculturii, ceea ce nu poate decât să ne dea încredere. Revenind la premierul Victor Ponta, a mai transmis ceva, un lucru extrem de interesant, plafonarea salariilor din companiile de stat. Bun, știți că aici întotdeauna au fost discuții cu inechitatea salariilor de la companiile de stat în raport cu bugetar. Până la urmă, companiile de stat, unde statul este acționar majoritar, sigur, trebuie să aibă un regim special de salarizare, dar sunt diferențe mult prea mari. Și să știți că guvernul ăsta are o mare răspundere de a crea mai multă justiție socială. Pentru că au fost mari nedreptăți și oamenii au fost frustrați. Ca atare, o nouă politică așezată pe o justiție socială mai profundă, pe un mai puternic spirit comunitar, cred că e mare nevoie acum. Chiar dacă faceți parte din USL, vreau să vă întreb cât de veridică vi se pare afirmația privind revenirea TVA-ului la 19%? Păi nu, este chiar în programul de guvernare. Este în programul de guvernare ca la un moment dat să se revine la cota de 19%, cum de asemenea în programul de guvernare se prevede la un moment dat reducerea TVA-ului la alimentele de bază. Uitați, doamna Palade, s-a constatat în numai 7 luni de guvernare că dacă se exercită o mai bună colectare a fondurilor la bugetul de stat, evident că cresc încasările. De ce? Stopând evaziunea fiscală, foarte mulți bani se scurgeau pe acele canale, dacă vă aduceți aminte, și n-aveți cum să uitați nici dumneavoastră, nici telespectatorii de acel Blejnar, care pe unde se scurgeau, în zona lui de influență, se scurgeau foarte mulți bani prin accize la aceea de motorină și așa mai departe, vămi. Și, deci acolo era o sursă extraordinară de îmbogățire a băieților deștepți și, bineînțeles, de sărăcirea statului. Doar cu o mai bună colectare putem să realizăm niște lucruri. Păi să știți, de unde credeți că am dat înapoi cota aceea nedreaptă luată de la pensii? De unde crezi că am reîntregit salariile? Dintr-o mai bună colectare, doamna Palade. Deci iată că se poate. Vreau să prognozați, dacă se poate, în câteva cuvinte, mai ales că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul anului 2012, câteva zile ne mai despart de altfel, care sunt cele mai ambițioase proiecte ale reprezentanților USL, respectiv dumneavoastră, ca și parlamentari alături de miniștri din cabinetul Ponta, așa ca o prognoză pentru oamenii care ne ascultă și care vă privesc pe dumneavoastră. Categoric, 2013 nu va fi un an ușor, dar trebuie să fie un an al relansării economice. Cum vă spuneam, trebuie să mișcăm roata în țara asta, doamna Palade, pentru că, până la urmă, dacă mișcăm economia, asta va crea și bunăstare. Nu putem să asigurăm o protecție socială de care țara asta are nevoie fără să creezi prosperitate. Prosperitatea așa, creezi întâi bogăție ca să poți să împarți. Fără activitate economică nu se poate. Deci asta este una din prioritățile guvernului, cum vă spuneam, în programul de guvernare, relansare economică coroborată cu măsuri de echitate socială, pentru că astea trebuie să meargă împreună. Nu poți să faci echitate socială fără dezvoltare economică. Având în vedere experiența dumneavoastră în ceea ce privește fondurile europene, cât credeți că ar fi de importantă intervenția reprezentanților României la Bruxelles pentru acordarea unui ajutor financiar așa cum a obținut Grecia, spre exemplu? Nu cred că e cazul. Nu s-a discutat de așa ceva. În schimb, la Bruxelles s-a discutat și aici mă bucur că chiar s-a creat, cum bine știți, un minister al fondurilor europene tocmai pentru a gestiona mai bine. Noi trebuie să accelerăm acum ce mai putem cheltui din banii alocați în prima tranșă. Păi, datoria este la Fondul Monetar și la Banca Europeană. Asta, sigur, categorică trebuie plătită. Avem, înțeleg, și un vârf de plată în anul 2013, dar să știți că o sursă sigură de investiție, până la urmă, o reprezintă fondurile europene.
guvernul acesta și-a propus ca până la 31 decembrie 2015 să ajungă la o rată de absorpție între 50 și 80%. Păi, rata asta de absorpție înseamnă practic bani europeni care intră în România sub forma investiției. Intrând bani sub formă de investiții, se generează buget, se generează bani la bugetul statului. Din banii generați la bugetul statului putem să ne plătim și datoriile. Deci am pomenit cuvântul Bruxelles, știți foarte bine ca și mine că toate se fac și se desfac acolo, știți foarte bine că influența celor mai puternice state din Europa se discută acolo și acea influență despre care vorbesc are un cuvânt hotărător și asupra Fondului Monetar Internațional. Tocmai din acest motiv am vrut să vă spun că priveliștea României se oglindește la Bruxelles și Bruxelles transmite mai departe către Fondul Monetar Internațional de unde vom putea reuși să plătim acea rată. După cum ați văzut, mai ales după alegeri, poziția Bruxellesului, a Comisiei Europene, în mod concret, a domnului Barroso, a fost cu totul alta. Dacă în perioada aceea a suspendării lui Băsescu s-au pronunțat atât de categoric că nu e bine ce facem, că știți că trebuie să, de data asta, după alegeri, când a văzut votul masiv pe care USL l-a obținut, prima declarație, dacă mi-aduc bine aminte, a fost abia aștept să lucrez cu Victor Ponta. Adică, să știți că până la urmă și Bruxelles nu se poate opune voinței populare. Le place, nu le place unora, România este o țară importantă. Ca mărime este a șaptea țară din Europa. România este țară contributoare la bugetul Uniunii Europene și, din păcate, toată perioada asta noi am contribuit mai mult decât am absorbit. Deci, până la urmă, într-o ecuație simplă a fost o povară pentru noi faptul că am intrat în Europeană, pentru că am plătit mai mult decât am luat, da? Deci am suportat din bugetul propriu, iar acum România la Bruxelles îmi doresc din suflet să aibă o cu totul altă poziție, cu poziția în genunchi cu care ne obișnuiește domnul Băsescu, gata, s-a terminat. Asta e având în vedere că dumneavoastră activați în cercurile parlamentare și politice din București. Cu siguranță că de fiecare dată voi profita de ocazie când veniți la Făgăraș să vă întreb ce se întâmplă pe acolo și aș vrea să nu omitem nici declarația președintelui la finalul învestirii guvernului referitoare la nu mă mai bag. Vă asumați absolut toate aceste sarcini. S-ar putea să trădeze liniștea dinaintea furtunii? Cum ați putea caracteriza în câteva cuvinte atitudinea președintelui? Ar fi minunat să nu se mai bage, numai că eu nu cred. Eu îl cunosc atât de bine pe domnul Băsescu și abia așteaptă să înceapă iar să bage bărțul pe gard, că nu poate trăi altfel. Dar minunat ar fi, vă spuneam, deși nu cred, să nu se bage. Pentru că, practic, ce? Să se bage ca să ce, doamna Palade? Să numească el iar pe procurorul general, să numească judecătorii, să, doar dacă îți numiți de el, e democrație, dacă îi numește altcineva, nu mai e democrație. Cred că oamenii s-au săturat și, de fapt, nu cred, sunt convins, pentru că au exprimat-o prin vot. Tipul ăsta de politică pe care a dus-o Traian Băsescu a falimentat România. Am ajuns ca niciodată să fim atât de învrăjbiți. Uitați-vă că mai toate categoriile sociale, elevii cu profesorii, școala românească își scoate tâmpiți, vă aduceți aminte, medicii dau diagnoze proaste, nu le convine să plece din țară, ziariștii, nu mai ne aducem aminte de epitetele pe care le-a folosit la adresa lor. Deci cam cu toată lumea a avut tipul ăsta de politică, s-a terminat, e falimentară și trebuie să se mai întâmple ceva, doamna Palade, și eu cred foarte tare în lucrul ăsta. Trebuie să reintroducem onoarea în politică. Nu mai ține așa. Nu mai poți să vorbești cu ăla în acea zi și cu ăla la altă. Nu mai. Oamenii vor seriozitate. Haideți să vorbim câteva cuvinte și despre viitoarea sesiune parlamentară, despre programul dumneavoastră, când își începe Parlamentul activitatea. Păi cât de curând așteptăm din zi în zi, înțeleg că la începutul ianuarie, chiar dacă nu în prima săptămână, acum după anul nou, următoarea, deja intră bugetul la comisii, deci va fi o activitate foarte, foarte intensă pe marginea bugetului, după care
începem să ne facem treaba pentru care am fost trimiși acolo, iar eu vă spun cu toată tăria că rolul pe care îl văd, mi-l văd eu acolo, este acela de a face lobby, de a mă bate pentru proiectele prioritare ale țării Făgărașului. Dacă este nevoie să stau zi de zi pe capul Relu Fenechiu să iau bani pentru ce ocolitoare voi sta, dacă va fi nevoie de domnul Niță pentru niște proiecte în energie, pentru că este o zonă care se pretează la energie verde, aici este o zonă bună pentru panouri fotovoltaice și știți bine proiectul acela de la UCEA, care e un proiect extraordinar de important, cred că e printre cele mai importante din România. Ei bine, toate lucrurile astea vor trebui să își găsească rezolvarea, iar eu mă angajez să fiu ăla care îi voi toca tot timpul la cap pe oamenii de acolo ca să facem lucrul ăsta. Astea ar putea să fie cuvintele de sfârșit de an sau aveți și altele în plus? Păi, la sfârșit de an, ce să le spun oamenilor din suflet, vreau să le doresc multă sănătate, că știți cum e, cu asta începe totul, cum zice românul, sănătate că e mai bună decât toate, și îmi doresc ca nou an 2013 să însemne o schimbare radicală în politica românească, adică vreau ca oamenii să simtă că guvernul lucrează pentru ei. Asta este lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult să se întâmple în 2013. În rest, le doresc din tot sufletul, spuneam, multă sănătate și să dea Dumnezeu să revenim la sentimentul acela pe care din totdeauna l-am avut, nu numai în preajma sărbătorilor, sentimentul acela de solidaritate națională, pentru că avem atât de multă nevoie. Noi vă dorim mult succes și vă așteptăm cu noutăți de fiecare dată când le aveți de acolo, din forul central al țării. Vă mulțumesc și eu și doresc tuturor locuitorilor țării Făgărașului și dumneavoastră la mulți ani și multă sănătate.